Cei mici trebuie să conștientizeze efortul și munca depusă pentru doborârea oricărui bun, formarea unui echilibru în ceea ce privește gestionarea resurselor financiare, încă de la vârste fragede, este prioritară pentru formarea conștiinței evolutive. De cele mai multe ori, aceste eforturi sunt depuse de femei. Din știința noastră, undeva cam peste 80% din bugetele familiilor din România sunt gestionate de femei. Anul acesta am zis să schimbăm un pic registrul, pentru că nevoia este, educație financiară mult prea puțin, în ziua de astăzi în școli sau oriunde altundeva, așa că am zis să ne documentăm și să fim bine puși la punct și cu partea asta de aspect financiar. Seminarul a fost adresat părinților, bunicilor, cadrelor didactice, bonelor și tuturor celorlalte persoane interesate să facă primii pași pe tărâmul educației financiare, în primul rând pentru a-și îmbunătăți propria viață, apoi pentru a acorda copiilor premisele unei vieți prospere.